Doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți ai mass media, bine ați venit la Ministerul Sănătății la conferința de presă dedicată organizării Serviciului Național de Asistență Medicală în cazul accidentelor vasculare cerebrale. Cuvântul se oferă Ministrei Sănătății, Alana Merenco. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc mult că ați dat curs invitației noastre. Eu vreau să vă declar sincer că cred că aceasta este cea mai importantă conferință de presă la care am participat vreodată în viața mea. Accidentul vascular cerebral, AVC, este a doua cauză principală de deces și principala cauză de dizabilitate la nivel mondial. AVC este o problemă socială, medicală, majoră a umanității. În prezent, lumea confruntându-se, de fapt, cu o epidemie de AVC, luând în considerare tendințele ei de creștere și impactul maladiei. Moldova se află în primele 10 locuri în lume în ceea ce privește incidența AVC, iar mortalitatea provocată de această afecțiune este de 3-4 ori mai mare decât în statele UE. O treime din pacienți decedează în primul an de la debutul afecțiunii. O treime din persoanele care supraviețuiesc AVC rămân cu un handicap motor sau cognitiv pe termen lung. Incidența AVC la bărbați este cu 19% mai mare decât la femei. Numai 20% din persoanele care au suportat AVC se vor întoarce cândva la activitatea lor profesională. În Republica Moldova, 63% din pacienții cu AVC sunt la o vârstă aptă de muncă. Iar AVC, după cum am menționat, rămâne a fi cauza majoră a dizabilității în populația adultă. În statele dezvoltate economic, în ultimii ani, se constată o reducere cu 40% a mortalității pacienților cu AVC, iar în Republica Moldova, din contra, în ultimii ani, a avut o creștere a numărului de decese provocate de această afecțiune. În țara noastră, AVC se dezvoltă anual la mai mult de 12.000 de oameni, dintre care aproximativ 35% decedează în perioada acută a bolii. Incidența AVC este de la 20 până la 33 de cazuri la 10.000 de populații. Omenirea a descoperit de mult și deține deja metode eficiente pentru tratamentul accidentului vascular cerebral. Cu toate acestea, punerea lor în aplicare este deslimitată de factori economic, geografici, tehnici, financiari, și prin urmare constituie cea mai dificilă problemă în gestionarea curentă și rapidă a cazurilor de AVC. Aceste impedimente duc la aceea că majoritatea pacienților nu primesc tratament specializat în timp eficient. Au trecut exact 4 ani de când ideea de a crea acest serviciu a fost discutată și agreată la minister împreună cu domnul academician Gropa, în primul meu mandat de ministru, în toamna lui 2019. Pentru următorul guvern, aceasta nu a mai fost o prioritate, după care a venit pandemia cu toate ale ei și la intrarea mea în al doilea mandat de ministru, am inclus pe agenda noastră acest subiect drept o prioritate majoră. Eram încă în pandemie, în toamna lui 2021, când deja căutam soluții și resurse financiare pentru a realiza acest proiect. În primul rând, dacă ne puneam ca scop să avem un anumit număr de centre primare de AVC în țară, un centru multidisciplinar și unul comprehensiv, aveam nevoie de minim 8-9 tomografii computerizate, cu un cost, desigur, foarte mare. De asemenea, doplere, ultrasonografie, reparația secțiilor, asigurarea activității laboratoarelor de urgență, asigurarea cu personal medical, instruirea lui, dar și ulterior, asigurarea funcționalității acestor centre 7 din 7 zile și 24 din 24 ore. Pentru toate acestea era nevoie de foarte multe resurse financiare, umane și de sigur timp. Și iată am ajuns astăzi să anunțăm acest eveniment. Iar tot săptămâna aceasta lansăm activitatea primilor 2 tomografii în regiuni, în spitalele din Bălți și Căușeni, unde se vor efectua primele exerciții, instruiri practice, verificări, conectări cu Chișinău, ca să putem lansa aceste 2 centre primare de AVC, după care vor urma Hâncești, Soroca, Combratul și multe altele.
Totodată țin să subliniez că tomografia computerizată va deveni o investigație care va fi oferită pacienților din aceste zone și cu oricare altă patologie. Mai mult cu atât, asigurarea țării cu mai multe tomografii computerizate va pune o presiune asupra creșterii competenței sistemului medical, eficienței și, de asemenea, va crește accesibilitatea pacienților la servicii medicale de investigație. Deci, aproximativ 80% din toate AVC sunt cauzate de un cheac de sânge care blochează un vas din creier. Tratamentul eficient se bazează sau prin tromboliza sistemică, care uneori este denumit medicament care dizolvă cheagul, sau prin tromboiectomie mecanică. Aceste terapii sunt foarte critice din punct de vedere al timpului și pot fi furnizate numai în orele imediat următoare apariției simptomelor, maxim 4-5 ore. Cu cât tratamentul este administrat mai devreme, cu atât mai bune sunt rezultatele. Toți pacienții cu AVC acut necesită îngrijiri de specialitate multidisciplinare în cadrul unei unități stroke, iar o parte selecționată dintre acești pacienți necesită deja intervenții suplimentare de înaltă tehnologie la un alt nivel la care vor fi transferați. Centrele primare de AVC sunt create 11 la număr în Spitalul Clinic Bălți, în Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, spitalele raionale Iedineț, Soroca, Florești, Orhei, Ungheni, Hâncești, Căușeni, Cahul și Comrat și sunt definite ca fiind centre care cu dotare necesară de personal, infrastructură, experiență și programe să asigure metode de diagnostic și de tratament adecvate pentru majoritatea pacienților cu AVC. Centrele vor fi activate prin ordin de ministru imediat la pregătirea lor de plină să preia pacienți. În multe centre încă se desfășoară la moment reparația spațiului și instalarea tomografului computerizat. De asemenea, centru multidisciplinar, o etapă mai avansată de acordare a asistenței medicale care va fi în cadrul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie în numele lui Diomid German, despre care vor vorbi colegii mei, și centru comprehensiv de AVC din cadrul Institutului de Medicină Urgență, care va organiza coordonarea activității medicale de urgență a tuturor pacienților cu AVC și de asemenea vor servi ca instituții de referință pentru transferul pacienților gravi, despre care iarăși vor vorbi colegii mei. Ministerul Sănătății a asigurat cu tomografii computerizate 8 instituții medico-sanitare din mai multe surse financiare, 6 tomografii cu 64 slides din componenta Sănătatea proiectului răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderi micro și mijlocii, în conformitate cu acordul cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru Spitalul Clinic Bălți și spitale raionale Hâncești, Florești, Iedineț, Soroca și Comrat, un tomograf de 64 slides achiziționat de către Biroul de Țară al OMS, din fondurile alocate de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru Spitalul Raional Căușeni și un tomograf computerizat de 320 de slides cu inteligență artificială achiziționat de mijloace financiare prevăzute pentru implementarea proiectului Băncii Mondiale Răspuns de Urgență la COVID-19 pentru Institutul de Medicină Urgentă. Costul total al tomografilor menționate este de 73,5 milioane lei. Toate se află, unele din ele deja sunt în lucru, altele urmează. Pentru reparația spațiilor și instalarea lor au fost utilizate de asemenea resurse financiare din componenta sănătate a proiectului răspuns de urgență la COVID-19 în sumă de circa 12 milioane lei. Și în curând ajung și alte echipamente strict necesare unor așa centre ca ultrasonografie, doplere, paturi din resursele altor parteneri internaționali de dezvoltare. Doresc să mai atrag atenția la trei componente importante. Primul este conectarea spitalelor la servicii de telemedicină, care va permite ca spitalele raionale, fără expertiză locală în tratarea AVC-ului, să facă legătura între pacienți și medicii neurologi specializați în tratarea unui AVC, folosind imagini video, experții aflați la distanțe mari pot să examineze virtual un individ cu simptome cu AVC, pot să analizeze investigațiile, să facă recomandări cu privire la tratament. Telemedicina pentru AVC îmbunătățește pronosticul și poate salva vieți în timp real. 2.
Vom semna în curând un acord de finanțare cu Banca Mondială pentru demararea unui proiect național de îmbunătățire a serviciilor de reabilitare, în care componenta AVC se regăsește. Astfel, acolo unde pacienții vor avea sechele și vor avea nevoie de reabilitare, vom avea această posibilitate, inclusiv sunt incluse procurarea unor echipamente de reabilitare specializate. Și trei, vom demara o campanie națională pentru a informa și sensibiliza populația despre semnele AVC, deoarece este foarte important, după cum am spus, timpul de intervenție, dar și despre măsurile de prevenire a AVC. Este încă foarte mult de lucru pentru ca acest proiect să se bucure de un adevărat succes. Dar el astăzi a demarat și este unul viu, nu doar pe hârtie, cu tomografii instalate, cu echipe care se află în instruire și se pregătesc să muncească. E timpul să nu mai acceptăm ca această epidemie să secere vieți ale oamenilor dragi și să luptăm pentru viața fiecăruia. Ea nu are cost. Vreau să mulțumesc autorului proiectului, domnului academician Gropa, profesorului Zapuhluc pentru susținerea ideii, domnului Cecan, director Institutul de Medicină de Urgentă pentru asigurarea funcționalității inimii acestui proiect, Centrului Comprehensiv, dar cel mai mult echipei care stă alături și au depus un efort enorm pentru a face posibil acest proiect și în special domnilor secretari de stat Ion Prisăcaru, Alexandru Gasnaș, șefului Direcției Asistenței Externe Andrei Cazacu și Vadim Afteni, șef Direcției Servicii Medicale Integrate. Mulțumesc tuturor colegilor din teritoriu care au fost deschiși, care au muncit împreună cu noi, sâmbătă, duminică, pentru ca să facem acest proiect posibil. Mulțumesc mult! Acum la microfon se invită Stanislav Gropa, academician, profesor universitar, prorector pentru activitate de cercetare și șef al Catedrei de Neurologie numărul 2 la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Bună ziua, onorată doamnă ministru, onorată asistență. Este o zi, cred că, istorică. De obicei noi vorbim istorică la diferite etape, dar astăzi, pe bună seamă, este un eveniment la care noi am mers ani de zile și care astăzi pune o reevoluare în fața sistemului de sănătate, o reevoluare a sistemului de sănătate. Este o perioadă importantă când sistemul de sănătate se va modifica. El va veni în conformitate cu acele expuse de marele patriot, profesor, academician Nicolae Testemițanu, vorbind despre asistența și despre necesitatea de a aduce medicina la țară, de a aduce medicina la fiecare cetățean. Iată, astăzi noi vorbim despre o nouă repoziționare a centrelor, a medicilor, a sistemelor de diagnostic și la acces. Unul din principalele motive și motoul principal este că asistența medicală într-o patologie atât de complicată va fi adusă pentru fiecare cetățean care la un moment dat are un impact extrem de serios de sănătate. Fie el în nordul Republicii, fie la sud, fie în centru, acele posibilități care astăzi sunt unicale și sunt doar posibile în Institutul Medicină de Urgentă, Institutul de Patologie, vor fi aduse în teritoriu. Acesta este un mare ajuns. Aceasta este o cotitură care va induce dezvoltarea la un alt nivel a sistemului de sănătate, a urgențelor medicale, a proceselor de asistență, a implementărilor noilor tehnologii și un proces de reabilitare în cazul patologiilor grave. Acest nou concept, această nouă implementare, posibilitatea de a schimba curicula de pregătire în domeniul medicinei și sănătate. Asta va da posibilitatea de introdus tehnologii de ultima oră, cum ar fi telemedicina, cum ar fi imagistica, cum ar fi ultrasonografia și, pe urmă, măistria clinică. Iată, toate acestea, integritate, vor da posibilitatea să acordăm asistență medicală pacienților gravi. Ce înseamnă accidentul vascular cerebral? Ce înseamnă bolile vasculare cerebrale astăzi?
Asta înseamnă o catastrofă. Mă credeți, eu din anul 1995 lucrez în acest domeniu și din 1995 am mers pas cu pas spre ziua de astăzi. Și îi mulțumesc doamnei ministru, fiindcă, să mă credeți, eu am zis și vă spun la direct, eu am fost la toți miniștri. Deci cabinetele astea și cabinetele de peste drum le cunosc foarte bine. Eu am fost cu proiecte de a acorda asistență, de a modifica, de a implementa noile tehnologii. În anul 2019 am discutat cu doamna ministru despre posibilitățile de a remodela sistemul de sănătate. În acel an am avut susținerea comunității europene, deoarece în luna septembrie, în Chișinău, a avut loc un simpozion considerabil. Au fost prezenți reprezentanți din 32 de țări ai comunității europene, Statele Unite, unde noi ne-am prezentat proiectul și el a fost acceptat la cel mai înalt nivel. S-au început procesele de implementare, care ulterior, într-un timp foarte apropiat, din considerente binecunoscute politice și ulterior epidemiologice, a fost stopat. Am revenit acum și proiectul este expertizat de cei mai înalți specialiști mondiali. El este susținut. El este susținut de organisme internaționale, cum ar fi Societatea Mondială de Neurologie sau Societatea Europeană de Neurologie, Societatea Europeană de Boli Vasculare și alte instituții internaționale de cel mai înalt nivel, care astăzi ne acordă susținere, astăzi ne acordă sprijin economico-financiar și astăzi ei sunt prezenți, o bună parte din ei deja în Republica Moldova, pentru școlarizare, pentru analiză și pentru implementare a protocoalelor cele și cele mai noi. Noi nu am venit, deci, astăzi cu mâna goală. Deci noi suntem pregătiți. Medicii, marea majoritate a medicilor din Republică, cunosc noile tehnologii, cunosc strategiile, cunosc protocoalele de asistență, dar se necesită un lucru enorm, un lucru de coordonare, fiindcă se necesită să orchestrăm tot acest concept major de a aduce procesele de coordonare în cele mai depărtate sate, raioane, de a școlariza populația, fiindcă ce înseamnă accidentul vascular cerebral? Asta înseamnă moartea creierului. Iar tratamentul înseamnă revascularea, revascularizare și o reînviere a țesutului afectat. Iată, se necesită paralel cu tehnologii, paralel cu medici bine dotați și instruiți, se necesită ca populația din Republica Moldova să cunoască semnele, să cunoască simptomatologia și să apeleze la serviciile de urgență, în așa fel ca într-o perioadă cât mai scurtă de timp să fie transportați într-o instituție bine pregătită. În direcția dată va fi necesar împreună cu dumneavoastră, cu mass media, să aducem la cunoștință populației despre accidentele vasculare, despre semnele accidentelor vasculare, despre posibilitatea de existentă deja în Republică, despre costurile care, în general, sunt extrem de mari, dar care sunt alocate pentru a rezolva problema în cauză. Aproximativ 30% doar din cei care fac un accident vascular cerebral se reîntorc, parțial se întorc în câmpul de muncă. Mai bine de 30% decedează în perioada acută. O bună parte din ei rămân, deci, afectați cu imposibilitatea de a se întreține. Iată, toate aceste direcții necesită să fie evoluate și implementate strategii. Și nu în ultimul rând, deci, va fi necesar ca tot ce facem să fie asociat cu o strategie de prevenție, de a micșora numărul de pacienți. Este un impas foarte, foarte important. Reîntorcându-mă acum zilele acestea de la o ședință în care s-a discutat problema accidentului vascular cerebral, deoarece problema accidentului vascular cerebral este pusă și în fața Parlamentului Europei și a Congresului Statelor Unite, se pune problema de a diminua cu minimum 10-15% mortalitatea
și invaliditatea pacienților cu accidente vasculare cerebrale. Iată, aceste strategii și acești indici sunt indici de referință pentru activitatea noastră. Doamna ministră, din numele colectivului pe care am onoarea să-l reprezint și a Universității de Stat de Medicină și Farmacie, suntem recunoscători și suntem parte componentă al echipei de implementare. Avem tot sprijinul internațional și suntem convinși că astăzi este o zi importantă a populației Republicii Moldova, a sistemului de sănătate și având susținerea politică, având susținerea internațională, vom avea posibilitatea să aducem asistența medicală de cea mai înaltă calitate în Republica Moldova. Aceasta este imperativul timpului, aceasta este obligațiunea noastră și în felul ăsta vom merge pentru a obține succes. Vă mulțumesc și sper că vom realiza și vom anunța o altă conferință de prensă pentru a relata rezultatele și succesele. Vă mulțumesc! Cuvântul se oferă directorului Institutului de Neurologie și Neurochirurgie Diomid German, profesor universitar Grigore Zapuhlâh. Stimată doamnă ministru, domnule academician, dragă audiență, vreau să-mi exprim și eu satisfacția cu demararea acestui proiect foarte util și foarte mult așteptat de către și colegii de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Lucrând 41 de ani în aceeași instituție, pot să spun că am discutat această temă la înumerate aspecte și ca rude și ca prieteni se adresau permanent oamenii cu ambulanțe la 112, ictus ce facem cu respectivul pacient în raionul sau în spitalul orășenesc. Vreau să vă spun că Institutul de Neurologie și Neurochirurgie în ultimii 4 ani a făcut o pregătire știind despre demararea acestui proiect, tot în discuțiile cu doamna ministru. Am început pregătirile și am realizat anumite acțiuni. Primul de a fost crearea unei infrastructuri. Pot să vă zic că la moment în instituția noastră 30% din pacienții care se internează sunt din domeniul AVC. Noi deservim toate spitalele raionale în rând cu Institutul de Medicină Urgentă și două sectoare ale Începului Chișinău, Botanică și Telecet. Structura serviciului la noi la institut conține toate elementele necesare, cum ar fi începând cu secția de urgență, UPU, secția neurologie BCV, boli cerebrovasculare, secția neurochirurgie vasculară, secția stroke, reanimare și secția de neuroreabilitare post-stroke. Echipele neurologice și neurochirurgicale efectuează de un an deja un regim neîntrerupt 24/7. Multe dintre ele sunt făcute până când la sistemul de voluntariat, așteptând că noi așteptăm decizia de creare a cabinetului de neurochirurgie endovasculară și atunci vom putea să fie lucrul ăsta făcut după ultimele cerințe internaționale. În echipele nou formate de neurologi și neurochirurgi, în programul Stroke, au fost promovați tineri specialiști, vârsta lor medie este de 30-35 de ani, cei care au rămas în țară și care vor face față. Mult dintre ei, majoritatea posedă de limba engleză și au făcut stagieri internaționale pe lângă Organizația Europeană de Stroke, Academia Europeană de Neurologie, Germania, Ungaria, Elveția, Belgia și noi avem azi în componență 6 medici neurochirurgi, intervenționiști, cu stagii practice începând cu Ucraina, Institutul Ramadanov de la Kiev, unul foarte dotat în domeniul dat, dar și SUA, Elveția, Franța, Japonia, Israel și multe alte țări. Recent, colegii noștri tineri s-au întors din Germania și din Franța, unde au făcut stagiile respective pentru noi modalități și cele mai moderne operații. Pot să vă declar că cu ajutorul Ministerului Sănătății, fiind propus programul și fiind finanțat de către CNM, noi facem operații de ultimă oră, cum ar fi operațiile de plasare a flow diverterilor, costurile la unul din pacienții noștri, care a fost un simplu cetățean de la Soroca, a ajuns la 700 de mii de lei pentru un singur om. Pacientul a fost salvat în baza poliției de asigurare. Infrastructura materială a centrului nostru.
Dispozitivele de înaltă performanță pe care noi astăzi le posedăm este un aparat de angiografie monoplanar. Așteptăm cu bunăvoința Ministerului Sănătății să facem deschiderea la al doilea angiograf planar, care practic este pe rolă. Noi avem două aparate de tomografie computerizată, un aparat de rezonanță magnetică nucleară, două aparate de Doppler duplex și unul vine de la Ministerul Sănătății recent, după cum am fost informați, și unul mobil cu care noi activăm lângă pacient, în salonul pacientului. De asemenea, instituția posedă și patru ambulanțe dedicate transportului pacienților în ambele direcții, către noi și de la noi. Deci, pot să vă declar câteva date statistice. Deci, am început-o cu 3 tromboextracții în anul 2019. Actualmente operăm de 20 de ori mai mulți pacienți, 60 de pacienți în 9 luni ale anului respectiv. De tromboliză au beneficiat de la 16 cazuri în 2019, o metodă care era până atunci efectuată la noi în spital, și actualmente, în primele 9 luni ale anului 2023, noi am efectuat 30 proceduri. Instituția noastră are o colaborare funcțională bună acolo cu unitățile medicale din întreagă țară. În iulie au fost transferați, de exemplu, pacienți din 24 de raioane, spitalele raionale ale țării, în august 23 și în septembrie 28 de raioane. Vă dați seama că se majorează colaboranții noștri. Cele mai frecvente raioane care au lucrat cu noi au fost Creuleni, Oneni, Noi, Strășeni, Telenești. Mai departe, și în plan de dezvoltare, ce aș vrea să închei, cea mai optimistă declarație mea este faptul că Ministerul Sănătății anul acesta a demarat construcția blocului 3, numim până când blocul AVC, în care vor face parte o terapie intensivă reanimare nouă, va fi o secție de neurochirurgie endovasculară, stroke nouă, și o secție consultativă nouă. Sperăm să fie finalizat. Finanțarea a fost deja pornită, declarată. În 2024 acest bloc va fi construit. La moment, 5 etaje ale blocului sunt practic finalizate și rămâne doar în interior să aranjăm toate și să plasăm utilajul. Mulțumesc foarte, foarte mult, doamna ministru, pentru colaborare și speranța pentru toți medicii de la institut. Vă transmit că majoritatea dintre ei sunt tineri, mai ales. Au mai lăsat dorul de a pleca și vor să rămână acasă cu așa o dotare bună. Acum la microfon se invită directorul Institutului de Medicină Urgentă, profesor universitar Mihai Ciocanu. Domnul ministru, stimați colegi, onorată audiență, ca și în orice sistem, și în sistemul de AVC, vom avea nevoie de o coordonare. Și de aceea, Institutul de Medicină Urgentă, având în vedere că se preocupă de această problemă istoric foarte de demult, prima tromboliză noi am realizat-o încă în anul 2005, iar prima tromboextracție și trombectomie am realizat-o în 2018, având cea mai avansată practică în acest domeniu, Ministerul Sănătății a luat decizia ca Institutul de Medicină Urgentă să fie numit în acest sistem ca centru comprehensiv, care va avea, de rând cu funcțiile medicale de preluare, diagnosticare, tratament al pacienților cu accidente vasculare cerebrale acute și cele ischemice și hemoragice, va avea și alte funcții suplimentare. Deci, centrul comprehensiv de ABC, în conformitate cu prevederile ordinului care va fi emis de către Ministerul Sănătății, va avea și funcția de consultare la distanță a spitalelor raionale cu centre primare de accidente vasculare cerebrale acute în situații dificile, fiindcă accidentul vascular cerebral acut este o afecțiune foarte și foarte dificilă, atât în tratament cât și în diagnosticare. În cadrul Institutului de Medicină Urgentă vor exista echipe dedicate de medici neurologi, imagiști, chirurgi și neurochirurgi, care vor consulta la distanță colegii noștri din centrele raionale, unde vor fi centre
primare de accidente vasculare cerebrale. 2. Spre deosebire de alte centre multifuncționale în accidente vasculare cerebrale acute, în cadrul Institutului de Medicină Urgentă va fi și o echipă care se va ocupa de integrarea datelor despre accidentele vasculare cerebrale, analiza acestor date, fiindcă noi trebuie să întrunim o serie de indicatori ca să vedem care sunt performanțele sistemului și diseminarea acestor date către beneficiari. Se are în vedere către spitalele raionale, atât cu centre primare, cât și cu fără centre primare de accidente vasculare cerebrale. Și ultima funcție suplimentară pe care o va avea instituția noastră cu centru comprehensiv este menținerea funcționalității Registrului Național de Accidente Vasculare Cerebrale, acolo unde se vor concentra absolut toate datele referitoare la managementul pacienților cu AVC. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, stimați reprezentanți ai mass media. Cine are întrebări, vă rugăm să le adresați. Presupun că explicațiile au fost atât de clare că nu au cum să mai fie întrebări. Astăzi va fi plasat Ordinul Ministerului Sănătății despre instituire și ce urmează fiecare instituție să întreprindă, care sunt pașii următori pentru toate instituțiile. Deci o să-l găsiți pe pagina Ministerului. Da. Deci atunci când este vorba de AVC, desigur că acesta este un caz acut și în mare majoritate a cazurilor se apelează 112. Deci pe măsura introducerii, deoarece v-am spus că toate aceste centre își vor începe activitatea pas cu pas, deoarece în unele din ele încă se instalează tomografiile, toate absolut au ajuns deja la instituții, dar sunt încă lucrări de instalare, iarăși aceleași proceduri de licitație lungi. Și absolut o să găsiți în acest ordin, toate teritoriile sunt împărțite, deci pe măsura implicării fiecărui centru și începerii activității, deci 112 va transporta acest pacient strict în acest centru de AVC primar. Totodată, absolut toate serviciile vor fi gratuite. Deci Compania Națională de Asigurări va achita instituțiilor medicale pentru efortul efectuat pentru aceste cazuri, inclusiv pentru anul viitor vor fi calcule separate pentru fiecare caz de AVC. Da, atunci o să vă rugăm să ne ajutați foarte mult atunci când o să demarăm campania de informare pentru întreaga populație, deoarece este foarte important să nu pierdem aceste 4 ore jumătate de la declanșarea, de la debutul accidentului, ca să reușim, iar atunci când cazul este mai complicat și intervenția primară, ne referim la acea tromboliză, nu este una eficientă, pacientul urmează în timp foarte rapid să ajungă în Chișinău, la una din aceste două instituții performante, pentru ca să treacă deja la trombectomie, la o operație. Da, au explicat colegii mei, deci în cazul că nu avem acești specialiști 24 de ore din 24 7 zile, deci sunt incluși colegii din Chișinău, din acest centru comprehensiv și de asemenea de Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, care vor consulta aceste pelicule și vor ajuta echipa de reanimatologi și neurologi care sunt în toate raioanele să ia decizia corectă cu referire la tratament. Și aceasta este important, ceea ce am specificat, elementul de telemedicină care include în sine acest proiect. Dacă nu sunt întrebări, vă dorim tuturora multă sănătate și într-un ceas bun. Mulțumim!